Crescătorii de ovine vor primi și în 2019 un ajutor de minimis pentru comercializarea lânii, guvernul adoptând o hotărâre privind prelungirea programului. Comercializarea acestui produs ovin se realizează către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare. Realitatea pare să nu fie pe placul multor crescători de oi, cel puțin în zona Sibiului. Fermierii reclamă prețul scăzut la centrele de colectare, iar cu banii primiți nu pot acoperi nici cheltuielile făcute cu tunsul mioarelor. Înainte de a fi lâna subvenționată, primeam 1,80 lei, 1,92 lei pe kilogram. Acum, dacă e subvenționată cu 1 leu, primim 50 de bani. Și cu subvenția 1 leu, suntem la 1,50 lei, nu mai suntem la 2 lei. Deci n-am câștigat nimic. Sunteți nemulțumiți? Înainte de a fi cu subvenție pentru lână, primeam aproximativ 2 lei pe kilogram. Și acum primim 50 de bani de la cine ne cumpără lână. Și cu un leu subvenția nu mai avem 2 lei, avem 9,50 lei. Deci n-am câștigat nimic la lână. Dar, în schimb, da, nu pot să zic. Subvenția pentru oi am primit, o subvenția pentru pășune am primit. Să vinde bine laptele acum. Deci brânza nu foarte bine, dar laptele să vinde bine. Nu știu ce să... fabricile de lapte, cum prelucrează, ce fac cu el. Am gros să cumpără tare carnea de oaie. Da, și de miel, are bine să o cumpărat anul ăsta și a fost un preț destul de bun. Deci da, comparativ cu anii trecuți. Discutam cu colegul meu, cu ministrul Daia, care a fost acum o lună de zile în Sibiu și ne spunea că este foarte interesat să dezvolte acest program, chiar în Sibiu să se facă un centru de reciclare a lânii. Este nevoie ca și acest produs al lui să fie valorificat. Cum spunea și, crescătorii de oi, deja această îndelenicire a devenit profitabilă. Dacă cu puțin timp în urmă erau așa, întâmpinau foarte multe greutăți și din punct de vedere economic de multe ori nu ieșeau pe plus, acum iată că această îndelenicire este răsplătită pe măsura efortului depus. Și cu siguranță lâna trebuie și ea valorificată.